Incidentul a avut loc la școala din satul Săcuieni, comuna Gura Ogniței. Conducerea școlii a fost anunțată imediat. Din primele verificări, se pare că hoții au intrat pe un geam din spatele școlii tăind gratiile. Deși ușa laboratorului de informatică era închisă și avea grilaj, hoții au reușit să pătrundă în interior, de unde au furat toate cele 15 calculatoare. Un eveniment neplăcut în noaptea aceasta. Un grup de infractori, că altceva nu putem să vă spunem, a pătruns în școală și au furat calculatoarele. Este vorba de 14 calculatoare și un server. Laborator de informatică, aveam gratii la ferestre, au pătruns pe o fereastră care dă în holul școlii și după aceea au intrat pe ușă. Există și pază pe raza satului, nu la școală în mod special. Aveam grilaje. Este unul dintre sistemele de alarmă. Ușa de la laborator, sigur că da, era încuiată. Inclusiv grilaj metalic. Se fac cercetări. În momentul de față de mâine începem cursurile normal. Astăzi au fost oprite pentru că ni s-a sugerat de către polițiștii criminaliști să nu primim elevi în școală și nu suntem decât profesorii. S-au spart, am auzit în dispensar că s-a spart școala. Am auzit în dispensar că s-au luat 7 calculatoare. Localnicii din Săcuieni spun că nu este prima dată când au loc spargeri pe raza localității. Criminaliștii au sosit și ei la fața locului, de unde au ridicat mai multe probe. Oamenii legii au întocmit deja un cerc de suspecți. E o gașcă care sunt în atenția poliției, dar nu-i filează. Nu. Și biserica și la cetățeni. Și atunci când se sezizează, pentru că de la baruri se află câte ceva și când se anunță la poliție, să ia serios lucrul și să fileze. Dar păi dacă nu e cineva de aici, nu poate să spargă altul străin, domnule. S-a organizat aici, e o gașcă de spărgători aici, în sat. Nu mai are nevoie de... Lipsa locurilor de muncă duce la asta. În cursul acestei dimineți, Poliția Municipiului Moreni a fost sesizată de directorul Școlii Generale Săcuieni cu privire la faptul că din incinta unității școlare au fost sustrase mai multe calculatoare. La acest moment, polițiștii dâmbovițeni desfășoară cercetări în vederea identificării autorilor și tragerii acestora la răspundere penală. Există un cerc de suspect, dar pentru moment nu vă putem da mai multe date. Unitatea de învățământ nu era prevăzută cu sistem de alarmă sau camere de supraveghere. Astăzi, elevii nu au fost primiți la cursuri pentru ca polițiștii să poată desfășura cercetarea la fața locului.